o loc stângă de aici. Mașina care v-ați lovit de unde venea? Da. Nu a pus una de la ce a spus? Că nu v-a văzut sau? Nu, omul zice că n-am dreptate, ele i-am tăiat calea și asta. Deci venea cu viteză de 100 km la oră, a intrat în depășire. Și au așteptat pe ulița satului pe Ghica Gheorghe, în vârstă de 45 de ani, și pe fiul său Ghica Marian, în vârstă de 24 de ani, și i-au lovit cu ciomegele în cap, peste corp și peste picioare, cauzându-le leziuni pentru Ghica Gheorghe, care au dus la decesul victimei, și pentru Ghica Marian, care a necesitat 25-30 de zile îngrijirii medicale. În cauză s-a procedat la administrarea de probe, s-a stabilit vinovăția certă a celor doi inculpați, împotriva lui s-a pus în mișcare acțiune penală, iar astăzi vor fi prezentați tribunalului opt în vederea emiterii mandatului de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Numiții Ghica Marian și Ghica Gheorghe. Ne-am luat la bătaie, ne-am lovit pe Ghica Marian, ne-am și pe Dragoș și l-a lovit cu buta pe Ghica Gheorghe. Da. Da? Da. Am luat la cunoștință că împotriva s-a pus în mișcare acțiunea penală pentru soluție. Să te duci de la sare. Ei, hotărăți. Da. Deci, e interesant. Nu l-am. Păi, 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 nu l-am